Polițiștii au descins astăzi la o clinică de operații estetice, unde se pare că medicii făceau intervenții fără drept. Colega mea, Carmen Gheorghe, se află la sediu și vine cu detalii. Carmen, despre ce este vorba mai exact? Bun găsit, Livia, vorbim despre o clinică care nu se află la primul scandal în urma perchezițiilor despre care vorbeai și tu, care au avut loc în București, dar și în alte 24 de județe. A fost deschis un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de exercitare a unei profesii fără drept, evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, dar și fals intelectual. Practic, medicii de aici operau deși nu aveau drepturi, iar procedurile de înfrumusețare nu erau înscrise niciodată la contabilitate. Acum înăuntru se află polițiștii, mai devreme aici un echipaj care a confiscat mai multe documente. De când suntem noi aici, au venit și mai multe cliente care aveau programare, însă au plecat dezamăgite pentru că medicii lor nu mai erau aici. Există și grupuri pe Facebook în care fostele cliente se plâng și spun că au fost mutilate în urma intervențiilor estetice pe care le-au făcut la această clinică. Vă reamintesc că în anul 2019 tot această clinică a fost implicată într-un scandal cu ministrul sănătății de atunci, Sorina Pintea. Deși fusese închisă de mai bine de un an, clinica funcționa fără avizul de la DSP. Mai multe detalii despre problemele care au avut loc pe parcursul anilor la Clinica Vedetelor, vă spun însă la Focus 18.